cea mai scumpă pe pământ, ce trăiești în al meu gând. Cea mai sfântă în viața mea ești doar tu, măicuța mea, când mi-e sufletul. Doamna Elena, astăzi este o zi importantă în lumea întreagă. Și așa cum dumneavoastră sunteți mamă, femeie, da? Cineva drag vrea să vă felicite și să vă dorească tot binele din lume, pentru că îl meritați și pentru că sunteți o femeie specială. Știți oare, doamna Elena, cine a trimis această inimă mare la dumneavoastră? Știu. Cine? De la Silvia, la Ion, la Fete, la Noară. Aha, credeți că ele sunt cele care vor să vă vadă astăzi zâmbăreață, da? Nu-ți cadă și spun că n-am. Uite așa. Ei mi sunt cei mai spun copii. Și într-adevăr, i-ați ghicit. O parte din ei, într-adevăr, vă felicită astăzi și vă spun că sunteți toată dragostea și toată inima lor este alături de dumneavoastră și astăzi că este 8 martie, dar și în fiecare zi. Și mai avem un mesaj de felicitare care ne-au rugat să vă-l citim. Dragă mămică și bunică, în această zi frumoasă de 8 martie, îți mulțumim pentru tot ceea ce ai făcut pentru noi. Poate nu ți-am spus până acum, dar am fost mereu mândri de tine, de tot ceea ce ești și mai ales de tot ceea ce ai devenit. O femeie frumoasă, responsabilă, muncitoare și foarte iubitoare, mereu elegantă. Precum sunt florile gingășe, soarele luminos și apa cristalină, așa ești și tu, mămică dragă, bună, înțeleaptă și scumpă. În tot restul vieții să ai parte numai de oameni buni, oameni care să te respecte și să te stimeze. Și fie ca Domnul să te păzească de toate primejdiile. Să calci mereu pe trandafiri, pe flori nemuritoare, să ai în ochii tăi priviri ca razele de soare, să ai o viață ca în povești cu vise împlinite, să dărui celor ce iubești doar clipe fericite. Cu drag din partea feciorului Ion, fiicei Silvica, Norei Viorica și a nepoțeilor Laurențiu, Laura și Ionuț. Astăzi toți vă spun... Eu ieșteți să vină la mine! Toți așteptați, o să vină, cred că. Era de dorit să fie și ei acum aici, da? Păi, poate ori să vină între timp. Să pe drum. Să pe drum? Să vede că sunt pe drum, eu știu. Așa, doamna Elena, v-a plăcut surpriza lor? Foarte, foarte vă mulțumesc. Foarte mult. La toți îl transmit multă, multă sănătate, că e mai scumpă decât toate. Dacă o să fie sănătate, ori să-și îndeplinească toate dorințele. Și le doresc să-i păzească Dumnezeu unde să-i întărească, să poată să muncească. Dar ei sunt aici toți, ori să vină? Nu. A, nu sunt aici, dar v-ați spus că sunt pe drum. Nu, Viorica. Aha. Viorica și Tania pe drum, la ce lanță. Ion e la Israel, Silvica e la Israel. Iaca cum e. Las că va veni și ziua în care o să fiți bănesc toți împreună, grămadă, și o să sărbătoriți toate evenimentele frumoase. Și aici scrie pentru cea mai scumpă mamă și bunică. Mulțumesc frumos. Cum veți sărbători? Vor veni copilașii, nepoții? Trebuie să vină. Ei, dacă îi așteptați, ei cu siguranță... Păcat că nu știe acum să ne fotografiem. Și dați inimioara noastră totuși are un mesaj de felicitare pentru dumneavoastră. Hai să ascultăm ce zice și inima asta noastră azi. La mulți ani, doamna Elena. 8 martie. Felicitări! Mulțumesc! V-a plăcut surpriza? Da, spate să mă uite. Da? Dar cine poți fi? Cine-i acolo, doamna Elena? Ce tăcut ligă la ei! Dar ce s-a prins dacă fie? De unde-i Verica? O să vină. Gata, nu mai puteai tu, da? Nu știu ce să mai spun. Așa, uite așa. Tot ce mângâri așa are. Apa, am văzut că încep să-i apucați mâinile, zic, stai. Are.
Stai. Elogi știe. Îi dorim mult sănătate, răbdare, putere, știi, cu iubim și o stimăm. Și eu la fel. Și cu sărbătoarea de astăzi. Mulțumim. Și cum te-am găsit astăzi? Veselă. Veselă și frumos. Mulțumesc, mami. Și sănătoși cu toți împreună. Mult sănătate. Păi și fii mică pice. Nu știu, eu mi-e singur. Ia că te bună ziua, bună ziua. Mulțumesc, băiet, bunic. Mulțumesc, nepoței, bunic. Da, asta sunt trist. Vă plac, vă doresc mult sănătate. Tot ce vă spun bun și vă împlinească. Multe realizări frumoase. Și să aveți bucurii de la copilaș și de la nepoței. Mulțumesc mult. Asta surpriză, da? Nu m-am așteptat așa ceva. Da, v-a plăcut? Foarte mult. Foarte mult. Da, ei ne-au spus că ați vină Viorica cu copiii, cu asta îți plăc. O să vină. N-ați bănuit ceva? Nu, eu n-am bănuit de așa ceva, pur și simplu eu lucrez. Și Tania îi spune că ce la lucru, că ați să fie femeie estivală. Care femeie? Dar nu mi-a spus că ați vii Viorica. Că îi las vii Viorica cu copiii, cu... suntem acolo la masă. Mm-hmm. Noi te așteptăm, dar tu nu ești acasă. Iar noi te așteptăm. Dar tu nu ești, ai plecat. Noi toți am felicitat, numai tu nu erai. Și acum a venit rândul tău, scumpă și dragă Tatiana, să te felicităm cu ziua de 8 martie. Și să-ți dorim să știi că acasă te pot aștepta oricând surprize. Și surpriza toată este pentru tine. Eu am văzut crosovșile, ce cine a venit? Dar zi așa, papșinați? Încălțăminte, că ai zis, bărbat, mă și mă uitam și eu la chioare, la mâine, al bâșbâiem. Și nu e crescut încă chioarele, eu le-am văzut deodată că el. Am de afară, că este Vaniuș, auzi că nu. Mă închin în fața ta, dragă mamă. Nu știu cum să-ți mulțumesc, scumpă mamă. Iartă-mă de am greșit,